Crezi că ai nevoie de permis pentru a conduce o motocicletă? Dar o mașină. Dar o afacere. Și afacerea ta are riscuri și tu ești responsabil de cum rulează aceasta în economie și ce rezultate generează. Cu ajutorul seriei de episoade Permis de Antreprenor, sprijinim mediul antreprenorial românesc cu informații practice pentru începerea unei afaceri sau pentru accelerarea celor deja existente. Invitații noștri vor fi antreprenori, business mentori, profesioniști, experți și consultanți cu rezultate, care vor oferi soluții cu aplicabilitate imediată și adaptate la mediul de afaceri românesc. Sunt foarte mult de spus pe tema asta. Eu cred că, într-adevăr, după anii 90, tendința antreprenorilor a fost să inoveze, să găsească anumite oportunități în piață. Lucru care s-a și întâmplat de altfel și s-au născut business-uri chiar foarte solide. Însă, după prima etapă, după prima generație de antreprenori, a venit generația care a început să copieze, pentru că cumva se acoperiseră toate segmentele și nu mai erau foarte multe idei. Eu îmi amintesc foarte bine că a fost o perioadă când mergeau foarte bine termopanele. Și ăsta este cel mai bun exemplu. Sunt convins că nimeni de mic copil n-a avut ca pasiune să facă termopane. Termopane este denumirea tradițională, vorbim despre tâmplărie pe WC. Ideea este că acești antreprenori au făcut tâmplărie sau termopane pentru că se căuta, pentru că era nevoie, pentru că e o direcție, da? Dar nimeni n-a făcut-o din pasiune. Deci, într-adevăr, sunt antreprenori care copiază alți antreprenori pe care îi văd că cresc, că se dezvoltă și au business-uri de succes, dar în spate nu este destul de multă motivație. Eu, de exemplu, am terminat o facultate de mecanică. Nu am nicio legătură cu vânzările, aparent. Dar, în timpul facultății, am lucrat foarte mult timp ca și agent de vânzări. Și mi-am dezvoltat această abilitate, mi-am descoperit această pasiune de vânzător. Mi-am terminat și facultatea, pentru că tot o începusem, însă nu am vrut să merg în direcția asta tehnică, pentru că nu simțeam o mare atracție. Și am continuat cu partea de vânzări. Lucrând ca agent de vânzări, care prezenta vânzări, au început să-mi vină idei și oportunități. Am început să văd lucruri. Eu cred că cel mai bine este să fii într-un domeniu în care ești bun, ești performant, să testezi mai multe lucruri la început de drum, dar după aceea să-ți urmezi visul. Pentru că atunci când faci din pasiune, când simți oportunitatea, când o vezi, atunci ești cel mai bun. Și nimeni nu poate să te copieze, pentru că tu la un moment dat începi să inovezi și în fiecare zi vii cu alte idei pe care le implementezi pentru că îți place. În momentul când o faci doar pentru bani, nu mai simți business-ul așa cum trebuie. Ăsta e și motivul pentru care sunt cicliști de performanță și sunt plimbători care plimbă bicicleta. Pentru că o faci așa cumva, că se poartă, că dă bine să fie echipat, dar tu ai fost tot timpul gras și niciodată n-ai vrut cu adevărat să slăbești. Pot fi foarte multe, să zic așa, comparații. Eu mi-am descoperit pasiunea muncind, ca și angajat. Totuși, aș sfătui tinerii care urmează cumva traseul ăsta clasic. Școală, studii superioare, un job, da? După care primul lucru, credit și locuință. Ei, aici eu văd o mare barieră. În momentul când ai un job bine plătit, începe să strângi bani. Sau eventual încearcă să înveți să faci lucrul ăla bine, compania să aibă nevoie de tine și apoi du-te undeva la țară, mută-te undeva într-un oraș mic sau unde ești tu, la părinții tăi, pentru că mulți vin din provincie în București, da? Și sunt legați de joburile pe care le au. Acum, cu partea asta de lucru hibrid, poți să lucrezi din orașul tău și să strângi bani
cu un salariu de București, într-un oraș de provincie, o duci foarte bine. Dar să nu te îndatorezi pe 30 de ani ca să faci ce? Să faci consum pentru dezvoltatorii imobiliari. Pentru că în momentul când ai de dat 3.000 sau 4.000 de lei lunar la bancă și ai un salariu de 7.000, 8.000 într-o corporație, spui, bă, stau bine acolo, capul jos și nu mai ai niciun vis în momentul ăla, decât să treacă aia 30 de ani să scap de credit și să trecu și viața. Un tânăr este în cea mai mare putere și cea mai mare forță până în 30 de ani. El atunci ar trebui să experimenteze, ar trebui să riște, să piardă, să falimenteze și apoi să-și, după ce și-a învățat lecția, să treacă pe cont propriu și să meargă mai departe către un business care de fapt este businessul care el l-a așteptat toată viața. Ca așa se întâmplă la un moment dat. Dar înveți pe banii altora și nu te îndatorezi să devii sclavul acelor proprietăți care ți le-ai dorit, pentru că nu le-ai avut poate acasă, da? Cu toții ne dorim un apartament în București, dar nu suntem dispuși să plătim rate atât de mari. Minunată întrebarea asta. Cum facem pasul de la idee la acțiune? Eu zic că înainte de toate a fost un vis. Deci totul începe cu un vis. După vis eu văd dorința de a face și cu cât este dorința de a face mai mare, cu atât îți vine și acțiunea, munca din spate. Și astea două merg în paralel. Dorința e mare, găsești și calea. Dacă dorința e mică, nu găsești motivația să faci lucrurile astea. Și atunci mai apare după muncă partea aia de renunțare, care începe, nu o să meargă, nu funcționează, încep și prietenii să spună același lucru și părinții poate nu te încurajează foarte mulți din jurul tău. Și apare îndoiala că visul tău va avea succes sau va funcționa. Și atunci trebuie să fii foarte perseverent și să crezi foarte mult în visul tău, dorința să fie mare și să muncești și să nu renunți. Și astea patru lucruri le văd eu cumva într-un echilibru perfect. Visul, dorința, munca și să nu renunți. Fără aceste ingrediente, la un moment dat, undeva se rupe filmul. Eu am văzut de-a lungul timpului foarte multe antreprenori care au avut un entuziasm fantastic la început și chiar noi avem, prin franciza care o oferim, avem foarte mulți antreprenori care vor succesul, le place să vândă peste tot în România, să lucreze de acasă, să câștige o treime din adaos, să interacționeze cu oameni importanți. Deci sunt super fericiți. Până când trebuie să trezească la 8, să intre la 8:30 sau la 8:45 în întâlnire cu toată echipa, să ne spunem KPI-urile, să ne facem planul pe ziua de astăzi și să începem să lucrăm, să facem schimb de impresii, să fim... acolo nu mai înțeleg că, de fapt, antreprenoriatul nu este despre a lucra când vrei tu sau când simți tu sau când ai inspirație, că nu e scriitor. Dacă ești vânzător și ești antreprenor sau, mă rog, ai un vis, pur și simplu lucrezi la visul ăla 24/24 și când dormi te gândești la el. Altfel nu o să funcționeze, altfel o să ai un mindset de angajat care, din păcate, n-a avut noroc, este o victimă a societății, este o victimă a șefului sau numai lui se întâmplă lucrurile negative. Antreprenoriatul este despre asumare. În primul rând, asumă-ți rolul de antreprenor, pălăria de antreprenor. Știu că îți place pălăria, tuturor ne place să avem o pălărie de antreprenor și să ni se spună că suntem foarte buni, dar până atunci e nevoie de foarte multă ambiție și muncă. Am avut foarte multe momente când am vrut să renunț, cel puțin în business-ul meu, care nu a mai existat în România. Am avut foarte multe momente când am vrut să renunț. Dar dimineața mă trezeam la 5:30 și mergeam să alerg. Și
De la ora 6 până la ora 7, cât dura acea oră de alergare, îmi veneau în cap idei și rezolvări la toate problemele care le aveam. Și veneau tot timpul argumente cum aș putea să merg mai departe și de ce am toate șansele să reușesc. Dar mi le găseam singur, nu aveam nevoie de susținerea celor din jur ca să merg înainte. Pur și simplu asta îmi veneau atunci când eram eu cu mine într-o stare de bine și îmi dădeam seama că viața e frumoasă, că îmi place să fac sport, că fiecare drum de 10 km are provocări, are dureri, are, nu știu, capcane, poate într-o zi n-aveam chef să mă trezesc, eram obosit și nu vreau să mă alerg, dar toate astea mă mobilizam și mă ridicam din pat și ieșea o cursă minunată. Pentru că așa este și în business. Avem momente grele când nu vrei să faci un lucru, dar dacă nu-l faci, nu o să ajungi la rezultatul pe care ți-l dorești. Pentru că, în general, cu toții vrem acel rezultat minunat. Dar ca să ajungi aici, trebuie să faci lucruri mici zi de zi care nu-ți plac. Vorbim și de un corp frumos. Dacă vrei să ai un corp frumos, bine lucrat, trebuie să te duci la sală în fiecare zi. Este rețeta pentru acel corp frumos. Nu poți să-l ai luând pastile sau păcălind privirea cu un tricou care are o poză cu mușchi. Nu merge. Cred că trăsăturile unui antreprenor sunt cumva comune. Antreprenorii care au reușit au o doză de nebunie. Nu stau în standard. Îi văd pe antreprenorii, bineînțeles, care au rezultate și care au pus business-uri valoroase în piață, îi văd niște lupi singuratici. Nu-i văd acel alfa. Nu-i văd să renunțe, nu-i văd să se împiedice de lucrurile care aparent par a fi împotriva lui. Îl văd perseverent, îl văd încăpățânat și creativ, pentru că atunci când îți dorești să te diferențiezi în piață și să găsești soluții, îți vin idei. Normal, în fiecare business, fiecare antreprenor, ați văzut în criză, da? În COVID, unii au bubuit și alții au picat. Aia care au bubuit, au ieșit din zona de confort și au inovat, au găsit tot felul de alternative pentru a merge mai departe, iar alții și-au acceptat soarta și au spus ok, COVID e faliment. Da? S-a dovedit că antreprenorii care au fost creativi și au inovat au supraviețuit și din contră le-a crescut cifra de afaceri. Consider că așa trebuie să facă fiecare antreprenor, să-și creeze în propria companie o criză internă prin care să se mobilizeze toată lumea și să-și atingă un KPI imposibil sau să meargă către un KPI imposibil. Că până la urmă asta se întâmplă atunci când ieși din zona de confort, găsești soluții și crești. Cât stai în zona de confort, nimic nu se întâmplă. Și e valabil și pentru noi, și pentru tinerii noștri, copiii noștri și pentru toți cei care vor să realizeze ceva. Pentru toți ceilalți există o canapea pe care o găsim cu toții la și în online și la magazine, foarte pufoasă și pe care poți să stai cât vrei. Era mai stat de mult pe canapea, chiar mă gândeam acum când am spus canapea, nici nu știu, am o canapea veche pe care o folosesc copiii și atât, n-am mai stat pe canapea de foarte mult timp. Dar nu-mi pare rău, de alegerea fiecare. Am avut foarte multe greșeli. Cred că cea mai mare greșeală care am făcut-o a fost că mi-a fost frică să angajez oameni. În momentul când am început să angajez, am început să crească business-ul. Frica de a angaja și de a delega către alți oameni responsabilități din anumite roluri din companie, pur și simplu îți blochează creșterea. Asta ar fi una dintre greșeli. Încă o greșeală foarte mare pe care am făcut-o a fost să nu privesc o problemă cu seninătate, cu
să mă bucur că am acea problemă și că pot să o rezolv și că pot să cresc. Eu am văzut acea, pur și simplu, încercam să nu văd acea problemă, eventual să ofentez cumva. Și nu mi-am dat seama mult timp că de fapt acolo e blocarea mea și creșterea, și creșterea mea. Și am mai făcut o greșeală foarte mare. Ștergeam într-un timp recenziile clienților nemulțumiți. Pur și simplu, nu suportam adevărul. Și dintr-o dată am schimbat asta și m-am prietenit cu toți clienții nemulțumiți și am fost mai aproape de clienții nemulțumiți care au devenit mesagerii noștri prin felul în care le-am rezolvat problema. Deci un client nemulțumit care în trecut se spunea că poate să-ți strice sau să spună la 10 clienți nemulțumirea pe care l-a avut-o cu tine, și eu mi-am dat seama că acel client nemulțumit poate să spună acum sau are impact acum la poate 10.000 de oameni prin instrumentele pe care le avem cu toții la dispoziție. El este prezent în social media și un simplu comentariu care el a lăsat cu toată ura și cu toată lipsa lui de încredere față de tine îți poate afecta imaginea companiei și indiferent cât de chinuit tu să construiești aceste comentarii sau aceste nemulțumiri pe care clienții le au, îți vor umbri tot succesul. Și atunci am început să privim altfel lucrurile și din contră, fiecare client nemulțumit este tratat cu maxim profesionalism și implicare. Indiferent de situație, trebuie să privim lucrurile în față și să ne asumăm dacă ceva n-a funcționat și dacă putem să îmbunătățim. Lucrurile s-au schimbat de atunci și clienții au apreciat foarte mult felul în care le rezolvăm nemulțumirile. Mi-am luat multe lecții și cred că în fiecare zi ne luăm lecții. Se spune că atunci când ai o problemă, ori ai un succes, da? Ori ai o lecție. Și de cele mai multe ori e adevărat. Eu cred că una dintre lecțiile importante pe care mi le-am luat a fost să nu mă mai enervez deloc. Am avut momente când reacționam instinctual și ca să mă fac să prezint gravitatea problemei, ridicam ton. Și acest lucru mi-a scăzut cumva valoarea în fața colegilor mei, în fața echipei, de fapt. Schimbând asta, am văzut că oamenii își doresc să lucreze mai mult cu mine, își doresc să rezolvăm probleme altfel și că întotdeauna există o cale și calea cea mai bună e comunicare. Am învățat asta după 6 ani de business. După 6 ani în business online. Da? Lucruri care cumva m-a ținut pe loc. Dacă descopeream asta mai de mult, cred că aveam o echipă mai bună, cred că nu pierdeam oameni importanți care au plecat tocmai datorită faptului că n-au acceptat felul meu de a fi. Și totul s-a schimbat într-o zi, când am decis să nu mă mai enervez sub nicio formă, indiferent de context. Am reușit să fac asta. Totuși, suntem oameni și avem anumite momente când pur și simplu nu reușim să ne controlăm și reacționăm instinctual. Dar totul se rezolvă prin comunicare, indiferent de problemă, dacă comunici, oamenii vor înțelege și poți și tu să te faci înțeles altfel. Depinde cum pui problema, totul ține de noi. O altă lecție care am învățat-o este să nu fiu zgârcit. Antreprenorii nu au voie să fie zgârciți. Un antreprenor care este de succes sau se crede de succes sau vrea să fie de succes, nu trebuie să fie zgârcit. Nici cu cel care ia bani la parcare, nici cu angajatul, nici cu femeia de serviciu, nici cu nimeni, de fapt, n-ar trebui. Nici când plătește masa la restaurant sau cu chelnerul. Nici când e vorba de cazuri sociale, de responsabilitate socială, atunci trebuie să dai societății înapoi. Să faci anumite acțiuni prin care să-ți ajuți
semenii, locuitorii orașului din care tu ești, oamenii cu probleme, cu handicapuri, copiii mai puțin norocoși, bătrânii părăsiți. Sunt cazuri în care poți să-ți întorci binele înapoi în societate. Dacă tu ai fost mai norocos sau ai fost mai bun decât ceilalți și ai reușit să te dezvolți. Dar nu fi zgârcit. Și asta am învățat să o fac. Cu alegerea echipei sunt foarte multe provocări. Încă alegem oameni, încă recrutăm oameni și vom recruta mult timp de aici încolo. Am învățat un lucru foarte benefic și aș putea spune chiar esențial. Să nu credem că oamenii noștri sunt sclavii noștri sau sunt ai noștri. Oamenii cu care lucrăm sunt colaboratori. Călătorim cu ei o anumită perioadă de timp. Mergem împreună pe același drum, cu același tren, dar nu va fi pentru totdeauna. La un moment dat, drumurile se vor separa și fiecare va merge pe drumul lui. Că avem o problemă personal așa și o luăm personal, că păi ăsta era la mine în firmă de 10 ani și uite-mă, după 10 ani a plecat. Da, a plecat pentru că vrea altceva, pentru că s-a săturat de fața ta, pentru că tu te-ai săturat de fața lui, pentru că tu te-ai obișnuit cu el. Sunt lucruri care sunt normale până la urmă și nu poți decât să-i mulțumești acelui om că a contribuit în compania ta 10 ani, că a adus valoare acolo, ori poți să regândești, să-i faci o propunere să lucreze pe alt rol care să-l provoace și să îi dea suficientă adrenalină încât să fie încă interesat de ceea ce oferi tu, ori dacă nu, să meargă în altă parte unde consideră că e mai bine sau devine antreprenor. Și poți să faci chiar și asta, să-ți faci din colaborarea cu oamenii tăi un pariu că toți cei care pleacă devin antreprenori și să-i pregătești în sensul ăsta și ei, la rândul lor, vor fi mesagerii tăi, te vor aprecia, vor vorbi despre tine. Uite, șeful meu m-a învățat, șeful meu, postul meu șef mi-a dat posibilitatea să învăț anumite lucruri care acum mă ajută să fiu antreprenor. S-a mi-a dat o carte să citesc despre antreprenorie și așa mi-am descoperit vocația că pot să schimb și eu lumea. Până la urmă, asta am învățat foarte important, să nu mă leg foarte mult de oameni și să-i tratez independent, pentru că ei vor călători cu mine cât vor dori să călătorească până la urmă și cât ne asumăm fiecare din roluri. Eu din rolul de antreprenor am anumite responsabilități față de ei, iar ei pe rolurile lor au anumite responsabilități pe care trebuie să le facă lunar, săptămânal, zilnic, cât timp suntem în contract. Dai faliment, e vina antreprenorului. N-ai clienți, e vina antreprenorului. Îți pleacă oamenii, e vina antreprenorului. Nu găsești oameni, nu e piața. E vina antreprenorului. Tot timpul antreprenorul e vinovat sau tot timpul antreprenorul culege roadele. Dacă, păi, normal, și la bine și la rău. Altfel, antreprenorul ar deveni un fel de angajat care zice că e ghinionist, că statul a dat nu știu ce legi sau a schimbat impozitele. Da, ok, te adaptezi, găsești soluții. Până la urmă, este despre schimbare totul și despre adaptare. La un moment dat a venit și partea asta cu a da societății ceva înapoi și eu stau la E85, văd foarte multe mașini zilnic, dar în afară de asta circul pe 85, aud salvări noaptea care se duc pe 85 pentru că sunt accidente sau pompierii care se duc la descarcerare. Accidentele cele mai frecvente sunt spre Focșani sau spre Buzău și atunci am avut o inițiativă să milităm pentru separatoarele de sens care ar salva mai multe vieți. În zonele critice, dacă se pun aceste separatoare, scade numărul accidentelor din acea zonă. Evident că poate să îngreuneze circulația, evident că
se pot întâmpla blocaje, dar indiferent cât de mult aș sta în trafic, decât să văd mașini fărâmate și oameni desfigurați, morți, copiii noștri cu Doamne ferește, prefer să stau în trafic mai mult. N-am nicio problemă dacă știu că ajung în siguranță acasă la familia mea. Drumul ăsta E85 este un drum decalibrat din punctul meu de vedere. Tot traficul din Ucraina a fost preluat de E85, cel puțin în ultimele luni. Deci este infernal de aglomerat, este foarte riscant și orice începător care intră pe acest drum are 80%, 90% șanse să facă accident. Acum, poate că șoferii experimentați sunt mai prevăzători, sunt mai agili, dar totuși, dacă n-ai experiență, este o junglă acolo. Și astfel am luat decizia să militez pentru separatoare de sens, dar și pentru prevenție, pentru că trebuie să fim toți răspunzători de asta. Și am alergat pe o distanță de 150 de km de la Bacău la Râmnicu Sărat, împreună cu câțiva prieteni, tocmai pentru a atrage atenția asupra acestui pericol și acestui eveniment și împreună să încercăm să schimbăm ceva și autoritățile să își dea seama că, până la urmă, depinde doar de ei și de aceste separatoare de sens. Dânsii vor decide unde le vor pune, dar este important să se pună în anumite zone sau să se facă din 4 benzi 2 plus 1 și să se circule alternativ. Evident că poate că se vor pune separatoare peste tot, dar prevenția totuși rămâne principala, până atunci cel puțin, principala soluție pentru diminuarea accidentelor, pentru că avem mașini foarte puternice și uneori nu mai știm limita aderenței la asfalt. Sunt foarte multe cărți despre business, sunt foarte multe soluții tehnice, cum să ai o afacere de succes, cum să începi, cum să-ți planifici. Dar totul stă în acțiunile pe care le faci. Pentru că la ora actuală sunt 20 de cărți pe care dacă le citești și le aplici, poți să devii milionar. Da? Știm cu toții că poți să faci asta. Ei, poți să începi să le citești în primul rând și atunci o să-ți vină idei și o să vezi că trebuie să faci anumite schimbări și trebuie să ai un anumit comportament ca antreprenor. Poți să le citești și să te duci să faci lucrurile așa cum simți tu și mai stai un pic pe Facebook și mai dai un scroll și mai vorbești cu un prieten, spui, bă, dar nu merge treaba, tocmai am început și eu un business acum, te lauzi un pic la prieteni tăi, dar totuși le spui că nu-ți merge treaba. Evident că sunt niște sacrificii pe care trebuie să le faci atunci când vrei să devii cu adevărat antreprenor și vrei să trăiești dintre asta și vrei să reușești. Renunți la lucrurile toxice, te apuci de învățat, disciplină, organizare, implicare și nu poți să te duci în club zi de zi, seară de seară sau weekend de weekend, să te culci la 3-4 dimineața și a doua zi tu vrei să fii antreprenor. Nu merge așa. Disciplina trebuie să fie toată viața personală și profesională ca tu să poți să reușești. Așa că totul stă în puterea celui care vrea să devină antreprenor. Vrea, trebuie să vadă și ce acțiuni sunt în spate ca să reușească. Adică să le simtă cumva. Antreprenoriatul este o intuiție, până la urmă. Noi avem o franciză pe care o dăm celor care vor să se facă antreprenori. Da? Dar nu-și asumă rolul până la capăt. Adică vor să fie antreprenori, dar nu prea vor să riște. Și noi am gândit așa, uite, ok, noi îți dăm un depozit virtual care înlocuiește depozitul de material de construcții clasic, în care tu ai băga bani ca să-l deschizi. Ți-ai luat spațiu, rafturi, marfă, mașini, șoferi, motostivuitor, pentru ca să faci complet și funcțional acel lucru, acel depozit. Noi îți dăm la cheie un concept care este online și virtual și tu intri și vinzi materiale de construcții fără să ai nevoie de un depozit fizic.
și câștigi bani de la prima tranzacție pe care o faci, de la prima vânzare pe care o faci. Dar este de muncă, pentru că trebuie să fii alături de client, trebuie să aduci valoare, trebuie să fii corect, trebuie să fii implicat, să fii organizat, să fii perseverent. Toate lucrurile astea trebuie să le faci. Ei, în momentul când ai o presiune de credite în spate, că ai investit banii aia, ceva te duce acolo să faci, să tragi cu dinții. Ai un client la ora 8 seara, te duci deschis de postul, îi vinzi, că știi că faci bani. Același mindset ar trebui să-l ai și când primești un depozit virtual, cum îl oferim noi, și vrei să faci bani. Asta spunem oamenilor, ok, pune-te în locul acelui antreprenor care a investit și gândește ce acțiuni trebuie să faci. Nu poți să spui că piața, nu poți să spui că prețul e mare acolo, nu poți să spui că clientul n-a vrut să cumpere de la tine, sau nu poți să spui că tu n-ai avut noroc cum a avut celălalt coleg care a performat, deși el este mai nou ca tine. Deci totul ține de tine ca om, ca antreprenor, ca asumare și implicare. Restul sunt doar povești în care tot timpul avem scuze pentru lipsa performanței noastre. Deci antreprenoriatul este despre asumarea integrală a acțiunilor din spatele acestui rol.